Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți creștini, plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți creștini, plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Când clopotele încep să sune în zorii cu glasul lor duios, răsună în undele lor tainic chemarea Domnului Hristos. Răsună în undele lor tainic chemarea Domnului Hristos. Binecuvântat, preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor vinți morminte, viață pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Melchisedec, episcopule, cu tot neamul lui cel adormit, pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și fărui, Doamne, veșnică pomenire, Hristos,
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață. Onorată asistență, Hristos a înviat! La 100 de ani, 120 de ani, de la trecerea la cele veșnice a marelui episcop cărturar Melchisedec Ștefănescu, suntem astăzi în cadrul unei ceremonii religioase de o importanță covârșitoare. Cu ocazia manifestărilor religioase sub genericul Zilele Episcop Melchisedec, de pe data de 14 mai și până astăzi 20 mai, s-au rânduit aici, una după alta, tot felul de manifestări spre omagierea acestui ilustru ierarh. Acum suntem în Parcul Melchisedec, aici, la capela ce adăpostește osemintele acestui ierarh, pentru a face slujba de pomenire și totodată în cadrul zilelor episcop Melchisedec pentru a se face inaugurarea și festivitatea de deschidere a două centre sociale pe care am reușit să le inițiem, să le fondăm și să facem acum finalul. La această recepție s-a dorit a și s-a realizat o slujbă de sfințire în catedrală, apoi Preasfințitul Ioachim a stropit și a binecuvântat cele trei clădiri care fac obiectul celor două centre sociale. Dar se vede bine că și episcopul Melchisedec a dorit să participe la această sfințire trimițând ploaia din cer pentru a binecuvânta atât lucrarea mâinilor lui la vremea respectivă, parcul Melchisedec sau grădina din deal, dar totodată pentru a se face părtaș văzut la această ceremonie religioasă. Preasfinția voastră, mai întâi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat puterea, sănătatea și ne-a ajutat să terminăm cele două centre sociale. Cu trei ani în urmă, un grup doar de câteva persoane, am inițiat două proiecte pentru care am apelat la Agenția de Dezvoltare Regională și am găsit atâta bunăvoință la aceste persoane minunate, conduse de către domnul director Constantin Apostol, aici lângă noi. Îi mulțumim pentru prezență și pentru tot ajutorul pe care ni l-a acordat. S-au primit două finanțări pentru două centre sociale. La intrare în Parcul Melchisedec, clădirile din stânga și dreapta fac obiectul centrului de zi pentru copii din familii în dificultate, unde se vor desfășura, derula activități acreditate de către Agenția pentru Protecția
persoanelor și a celor defavorizați, numit centru de zi. În cadrul acestuia vom avea, începând din toamnă, și o grădiniță pentru care vineri, după înălțare, avem programată de la București Comisia pentru Acreditare, pentru evaluare, ca din toamnă, la nivelul cerut de Ministerul Educației și Învățământului, să putem derula această educație specifică preșcolarilor. Vă invit să citiți panourile care sunt la intrare pentru a vedea atât contribuția Uniunii Europene, cât și contribuția Guvernului, contribuția din fonduri proprii și așa mai departe. Preasfinția voastră, vă rog să îmi permiteți ca la această festivitate atât de importantă, la care sigur că aș vrea să mai spun foarte multe, mi-e teamă că și vremea și nici răbdarea nu vreau să o pun la încercare, să invităm pe domnul director Apostol Constantin, directorul de la Agenția de pentru Dezvoltare Regională, să ne împărtășească starea de suflet cu această ocazie. Vă mulțumim, domnule director! Vă mulțumesc mult, Sfinte Părinte, înalt preasfințite Părinte, doamnelor și domnilor! Eu cred că este un moment extraordinar la care asistăm astăzi aici, la Arhiepiscopia Romanului, un centru de unde polarizează pentru noi creștinii atât acele, să spunem, mesaje spirituale care nu fac decât să ne îndrepte sufletul, gândul și pașii, dar și acele lucruri care sunt omenești, care sunt practice și care ne povățuiesc să fim mai buni, să fim mai deschiși, să ajutăm aproapele. Și iată că s-au gândit dumnealor să pună în valoare la acest ceas aniversar, această zonă socială, care ea a fost și apoi a fost uitată, să o reașeze la locul unde este în momentul de față și practic biserica să vină cu a doua componentă, pe lângă cea ecumenică și spirituală, cu componenta socială. Este extrem de important că reușim să facem acest parteneriat, e adevărat, cu eforturi foarte mari, pentru că banii sunt puțini în această regiune, cu contribuții proprii, cu sacrificii, dar fructificând banii europeni, ca să reușim să punem în valoare anumite edificii. Și de fapt, mai presus de toate, ce spunea și Părintele mai devreme, să punem în valoare puterea noastră de a crea, puterea noastră de a merge mai departe și a lăsa ceva, urma noastră. Mulțumim din toată inima, domnule director general, pentru cuvintele frumoase și pentru ajutorul pe care ne l-ați acordat. Nu este ultimul căruia să-i mulțumesc, domnului primar Laurențiu Leureanu, pentru că la intrarea în parc am venit pe un covor de asfalt. El e negru, dar am intrat ca pe un covor roșu. Domnule primar, vă suntem recunoscători față de gestul dumneavoastră, care a implicat o sumă considerabilă, lucrare pentru care chiar eram îngrijorați, pentru că nu vom reuși să o realizăm cu acest moment. Vă mulțumim și să vă dea Dumnezeu, dumneavoastră și Consiliului și tuturor celor pe care îi coordonați, puterea și gândul bun ca să veniți cât mai des pentru a ne sprijini în această lucrare a noastră socială. Preasfinția voastră, preacucernici părinți, dragi prieteni romașcani, stimați invitați, iată că într-o zi din zilele municipiului Roman, Marele Melchisedec Ștefănescu reușește să ducă la bun sfârșit, aș zice eu, o minune a zilelor noastre. O minune a zilelor noastre încheiată cu ajutorul mâinilor Sfinției voastre, Preasfințite Părinte. Și într-adevăr, cum spunea Părintele, mă încearc cu o anumită emoție, pentru că aici, în clădirea din față, pe care scrie Grădina de Copii, mi-am petrecut, preșcolar fiind, o parte a copilăriei mele. Și mi-aduc aminte de cum alergam prin acest parc, de beciul din spate, iar la începutul mandatului, acum vreo 4 ani, am venit împreună aici și am văzut ce era. Am venit pe parcurs la câteva întâlniri și de asemenea am analizat cum mergeau lucrurile împreună cu Sfinția voastră și acum câteva zile la sfârșit, adică aș putea spune că am fost martorul unei minuni în derulare.
Aș vrea să vă spun, domnule director, că această investiție, acest proiect important cu fonduri europene dă o completitudine proiectelor pe infrastructura socială pe care noi le avem la Roman. Alături de centrul de îngrijire pentru bătrâni, Casa Bunicilor, de centrul social pentru alimentație, cantina socială, Casa Pâinii, și de centrul de zi pentru îngrijirea copiilor aflați în situații de risc, Casa Copilului. Această instituție, de acum am putea spune socială de aici, reușește să dea o infrastructură puternică municipiului Roman, cred una din cele mai puternice din Moldova în acest moment. Cred că în perioada următoare, în sfat și analiză, vom putea asigura, pentru că până la urmă totul este spre binele romașcanilor, acelor din jur, să ne completăm, iar această rețea socială să funcționeze perfect pentru binele concetățenilor noștri, a tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru faptul că întotdeauna am avut la ceas de taină sfat și am putut să luăm decizii bune. Ați fost cel care mi-a dat putere și tărie de fiecare dată. Și cred că acest lucru de sfat, de comuniune, întotdeauna dă o rezultantă mai bună. Probabil că trebuie să mai mulțumesc cuiva. Nu știu dacă familiei trebuie să-i mulțumesc sau să-mi cer iertare, pentru că multe zile am venit foarte târziu și am plecat de dimineață. O fac și una și alta acum. Preasfinția voastră, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumim și noi de la Centrul Eparhial, consilierii care formează permanența Centrului Eparhial și în același timp Consiliul Coordonator al Fundației Melchisedec, al cărei președinte sunteți, preasfinția voastră. Să vă mulțumim pentru felul în care ați rânduit, coordonat și urmărit și acordat sumele necesare pentru derularea acestor două proiecte. Vă mulțumim, Preacucernice Părinte Vicar, distinși domnule director, ADR Piatra Neamț și regiunea nord-est a Moldovei, domnule primar al municipiului nostru din Roman, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat! Și vă mulțumim pentru faptul că ați venit să fiți părtași acestui eveniment, ne place nou să spunem istoric, pentru municipiul nostru voivodal, Romanul, care, potrivit documentelor, își trage sorgintea din antichitate, dar el s-a derulat, a înflorit, a crescut în contextul etapelor istorice și totodată luptându-se cu mutațiile vremii care au apărut în societatea umană de-a lungul veacurilor. Melchisedec Ștefănescu este unul care adaugă o verigă importantă sau piatră, o cărămidă la edificiul spiritualității înaintașilor. Și nimeni nu poate să conteste actualmente personalitatea și activitatea marului episcop Melchisedec Ștefănescu. Un episcop care își trage sorgintea din părțile noastre ale Neamțului. La Piatra Neamț este o localitate, Gârcina, și mă bucur că o parte din credincioșii care au participat astăzi la biserică, împreună cu primarul locului de acolo, doamna Aurora Lazar, au întregit sărbătoarea, am putea spune că a prelungit sărbătoarea de la Gârci până la Roman. E bine, le mulțumesc și iată că astăzi adunăm ca un buchet, ca într-un buchet de flori duhovnicei spirituale, toată recunoștința noastră, indiferent de pe unde suntem, de unde venim, acest buchet să-l punem cu recunoștință în memoria sau în fața icoanei acestui episcop nepereche al Romanului, pe care s-a spus de mai multe ori, un mitropolit al Moldovei de pioasă amintire, Iosif Naniescu îl numea cel mai învățat episcop al românilor,
Într-adevăr, așa este, este unul dintre înțelepții episcopi care a avut o contribuție esențială la statornicirea preceptelor pentru România modernă. El s-a interpus acum, atunci, pentru faptul că Dumnezeu l-a trimis în istorie să marcheze timpul său, istoria sa. Și a marcat-o ca nimeni altul. Între altele, s-a preocupat de școală. A fost un om instituție. A simțit că școala nu este altceva în spiritualitatea și cultura românească decât o prelungire a pridvorului bisericii. Dar a disociat cele două instituții care se leagă umbilical. Școala nu trebuie să fie despărțită de biserică, biserica de școală. Și anul acesta, în mod excepțional, am marcat această însușire a episcopului Melisedec, pedagog, care s-a preocupat de educarea tinerilor, de creșterea lor, dar și să ogoiască atunci când a fost nevoie necazurile lor materiale și spirituale, ajutând pe tinerii care erau mai dotați să își continue studiile, fie în țară, fie în străinătate, așa cum a fost și el. Să vă spun, preasfințite părinte, că la propunerea mea și validată de către Consiliul Local în acest an, iată, și ca o recunoaștere a activității susținute dincolo de cea teologică, dincolo de cea filantropică, iată cea de implementare a proiectelor europene și dezvoltarea unor rețele în municipiul Roman, mi s-a acordat titlul de cetățean de onoare a municipiului Roman, titlul pe care cred din plin că îl meritați. Și am să vă rog să-mi permiteți să vă înmânez diploma de cetățean de onoare împreună cu semnele municipiului Roman. Se acordă titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman preasfințitului părinte dr. Ioachim Băcăuanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Semnează primar Laurențiu Dan Leoreanu, titlul acordat prin hotărârea Consiliului Local numărul 46 din 25.04.2012. Felicitări și primiți-o din toată inima noastră! De asemenea, permiteți-mi să vă înmânez revista oficială de prezentare a municipiului Roman, însoțită de statutul municipiului Roman, așa cum îi stă bine un oraș ce se respectă și dorește a fi respectat. Avem un statut prin care sunt stabilite foarte clar regulile, evenimentele, tot ceea ce ține de etusul romașcan. Vreau să vă înmânez și medalia municipiului Roman, medalie jubiliară cu ocazia zilelor episcopi Melchisedec Ștefănescu, pe care preasfinția voastră l-ați propus spre canonizare și iată minunile încep să confirme această propunere.
De asemenea, aici aveți și insigna municipiului Roman, pe care o port și eu în piept de fiecare dată și vă acord din toată inima. Sigur, vă mulțumim, vă mulțumim. Da. Împreună cu mapa de prezentare, aici este și suma oficială, conform statutului. Vă urez multă sănătate, împreună să putem construi pentru Roman și pentru Romașcani, iar eu cred că comuniunea care poate da viziune, poate asigura prin continuitate o dezvoltare a proiectelor pe care le avem împreună. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați fost alături, să vă dea Dumnezeu sănătate și împreună Romanul să devină ceea ce ne dorim cu toți, un oraș modern, un oraș european. Vă mulțumesc!